Da, vorbești. Transmite-te rog lui Briega, lui Mătăsaru, că Gustei Vasile Nicolae la greva foamei a fost transferat la Pruncu cu Chironul întrânsul și el continuă greva foamei ca să iei hotărâri să schimbi ordinul de transfer din post 16 în post 5 Cahul. Și spune că eu anul nou tot al întâlnesc la greva foamei cu Chironul mine. Poate cineva să da seama că eu tot o somn și tot am dreptul la lege, tot am dreptul la a demnezățâni într-un penitenciar ori altul. Și transmite, te rog, să transmite, să iei să publice că eu mă dețin la greva foamei, Chironul mine în P16 Pruncul. Unde nu s-a luat nici o măsură, nu a fost nici un procuror, nu a fost nici avocatul poporului, nu a fost nici un colaborator al administrației naționale al penitenciarii, nu a fost nimic să iei o măsură oarecare pe cazul grevii foamei. Am vorbit aici cu șefii, am vorbit acolo cu șefii, am vorbit la Cahol cu șefii, că șefii spun că nu ei schimbă ordinul de transfer. Văd că asta numai direcția ANP. Dar din direcția ANP nu vine nimeni. Pe mine deja nu m-au vizitat, nici procuror nu m-au audiat, nici avocatul poporului nu m-au audiat, așa cum prevede legea. Și nici un reprezentant al administrației naționale al penitenciarii, tot nu am fost audiat. Din motivul ăsta spune că eu am rugat să publice și că eu rog ca să vii la mine să își eu audia de avocatul poporului, de procuror general, de directorul administrației naționale al penitenciarii, să vii să și eu audia ca să luăm o hotărâre, să mă ajut să iei o hotărâre de a mă scoate din greva foamei, de a renunța la greva foamei și de a fi supus tratamentului. De motivul ăsta spune că sunt publici, că eu solicit să vii persoanele respective ca să luăm o măsură oarecare să schimbe transferul din pe 17 Răzână în P5 Cahul. Așa cum în P5 Cahul mine este cine să mă susțăie, cine să mă ajut, cine și în afară de asta în P5 Cahul eu mai am judecat. Transmite, te rog, să publice aia asta pe toate noutățile. Publice și să trimată și lui Dodon și la tăt. Eu solicit să vorbesc cu procurorul, cu avocat poporului, cu directorul al administrației naționale al penitenciarii. Eu sunt la greva foamei de pe data de 18, de pe data de 23, eu sunt cu Chironul în mine. Vopșe nu am fost audiat de nimeni. Înseamnă că de la Cahol mă duc la Răzână, cu etat special de la Răzână m-a adus în coasă la Pruncu și tot n-am mai fost audiat de nimeni. Spune că eu rog să fiu audiat de organele de drept ca să luăm măsuri. Bine? Bine, o transmit. Eu îți doresc noapte bună și ai grijă de tine. Bine, cu anul, hai. Hai la rugăriu. Cu anul, la rugăriu. Și vouă cu anul nou. Bine, cu anul.